Balta de la Zădăreni reprezintă pentru orice pescar trecut de 30 de ani o amintire frumoasă. Mai mult decât atât, ea este locul unde Aradul a reușit să obțină și o performanță importantă în acest sport. Am și un record care încă n-a fost dobărât, de 547 de pești prinși pe balta Zădăreni și de asemenea echipa Aradului în 1984, echipa de juniori, a reușit să câștige titlul de campioană națională la pescuit staționar. Balta de la Zădăreni arată jalnic acum, a fost poluată la sfârșitul anilor 80, iar în acest moment este secată și lăsată în paragină. La nivelul administrației locale există intenția de a o readuce la starea de odinioară. Așa arată acum ceea ce reprezenta acum mulți ani unul dintre paradisurile pescarilor din zona Radului, balta de la Zădăreni. Primăria din localitate ar vrea să preia această baltă, să o decolmateze și să o repună în circulație, dar s-a lovit de refuzul celor de la Parcul Național Lunca Mureșului. Nu am primit o astfel de solicitare. Dacă vom primi această solicitare, această documentație va fi supusă analizei de către Consiliul Științific al Parcului Natural Lunca Mureșului, iar punctul de vedere al Parcului Natural va fi dat în funcție de hotărârea Consiliului Științific. În acest moment, mingea este în terenul autorităților locale, care, dacă vor să refacă balta de la Zădăreni, trebuie să întocmească un proiect concret.